Distinși colegi, stimați părinți, dragi copii, bine ați venit în acest parc unde eu l-am vizionat duminică când eram de gardă. Trebuie să recunosc că o felicit din tot sufletul pe colega mea, domnișoara dr. Gigi, pentru că a reușit să se orienteze atât de bine și să găsească cel mai bun spațiu în care copiii care se confruntă cu grele boli pot să simtă natural. Am aflat mult prea târziu de această inițiativă, dar niciodată consider că nu e prea târziu să o susținem și să vă susțin în continuare acest proiect. Doamna doctor, e ziua copilului, e ziua în care să ne bucurăm pentru ei, să ne bucurăm pentru fiecare moment al lor în care se simt bine, în care boala nu le mai face probleme și să ne veselim alături de ei, să fim alături de dumneavoastră, să facem cât mai multe lucruri ca ai noștri copii care astăzi se confruntă cu boala, să depășească acest moment, să se bucure de copilărie. Și nu am decât un minut în care să închei, spunându-vă că ați fost prima care ați răspuns atunci când v-am solicitat să inventariem copiii cu autism. Ați fost prima care ne-ați sprijinit să înființăm organizația copiilor cu autism și ați tras primul semnal asupra afecțiunilor psihiatrice a copilului, implicându-vă direct. Împreună și cu ceilalți colegi din compartimentul de sănătate mentală, să vă dea Dumnezeu satisfacția muncii prin sănătatea copiilor pe care îi tratați. Dumnezeu să vă ajute și petrecere frumoasă!